Bine v-am găsit la un nou video pe acest canal, astăzi ne jucăm Lords Mobile. Este un joculeț foarte tare, foarte gratuit, nu uitați că îl puteți descărca prin primul link din descriere. Mă ajută foarte mult dacă faceți treaba asta, nu uitați să accesați acum primul link din descriere. Îl descărcați, este și pentru Android și pentru iOS, este absolut gratuit și mă ajută foarte mult dacă folosiți acest link. Și de asemenea, nu uitați să mă adăugați și pe mine în lista de prieteni. Nu știu clar de unde, pentru că acum am apucat și eu, dar sunt sigur că o să putem fi prieteni aici, pentru că am văzut și pe YouTube câteva clipulețe cu acest joculeț. Este un joculeț de strategie și de asemenea o să fac și un giveaway pe Instagram. Am făcut acolo o postare, iar dacă voi ați descărcat jocul prin acel link din descriere și ați lăsat la acea poză un comentariu cu numele vostru din joc și să dați tag la doi prieteni, o să intrați automat în concurs și o să puteți câștiga în PayPal $20 pe care voi să-i cheltuiți cum doriți voi, ori să-i scoateți fizic, să-i aveți în mână, ori să vă cumpărați ceva, orice. Deci nu uitați, concurs pe Instagram, $20, eu zic că nu este mare lucru, poți să-l descarci imediat, îl descarci în 20 de secunde maxim, dacă stai prost cu internetul și deja ai intrat în concurs. De aici am văzut că schimbi numele. Uitați, eu o să-mi pun numele Bercea. Ia să vedem dacă mă lasă. Ok, cineva mi-a folosit numele Bercea YouTube. E ok. Și se pare că ne-a lăsat. Uitați, Bercea YouTube. Acesta este caracterul meu, din câte se pare. Aici văd că mai multe puncte. Uitați, Squad Offense, Food Production. Bă, hai să dăm în Food Production, să băgăm, să îi dăm upgrade. Perfect. Este un joculeț de strategie, încă nu am terminat și eu tutorialul, sincer. Am văzut câteva clipuri pe YouTube și mi s-a părut destul de interesant acest joculeț. Ia să vedem, să îi dăm aici upgrade. Ok. Așa, aici văd că mă învață mai multe lucruri. Uitați, complet, schimbăm așa, am făcut. Văd că ne dă și ceva hrană. Build level 1 Lumber Mill. Deci mi se pare genul ăla de joc pe care îl jucam și eu, cum mă jucam și eu de la Travian, doar că este mult peste, adică are o grafică mai mișto. Este chiar foarte interesant acest joculeț. Văd că ne punem să mai construim carry, ce asta. Aha, am înțeles. Free. Asta stați puțin că l-am construit, gata. Collect, hai că astea poți să-l construiești gratuit. Da, și cum v-am zis, nu uitați să folosiți și voi primul link din descriere. După ce ați descărcat jocul și ați dat play, intrați direct pe Instagram-ul meu, îmi spuneți numele vostru și să dați tag la doi prieteni, iar eu o să, într-o săptămână, o să extrag un câștigător și o să-i trimit $20 în PayPal ca el să facă ce vrea el cu acești bani. Ok. Ia să vedem aici, să facem și o mină. Ok, mină, am făcut-o, uite-o. Perfect. Ai nevoie de foarte multe resurse pentru... ia să facem o fermă. Ok, build. Hai să-i dăm free și ăștia să o construim. Bă, este foarte mișto. Deci îmi place că ușor... A, uite, aici mi se pare că poți să-l atași pe ăsta. Nu, deci poți să trimiți și un spionaj. Ok, Drum is a master of traps and information. Use siege engines to break the walls. Ok, atac. Nu știu dacă am așa ce. Ok, ăsta este campionul nostru. Oh, avem doi. Deci poți să folosești și pe asta oare? Sau doar pe asta? You can deploy any... Ah, ok, confirm. Și hai să dăm aici. Bătaie. Sunt aia curios dacă îl bat. Mi-e frică să mă bat ăsta. Ia să vedem. Mamă, e cam greu totuși. Am mai avut o bătălie înainte și să fiu și sincer, a fost mai ușor de atât. Dar se pare că nici el nu prea rezistă cine știe ce. Uite, aici în spate dau acele baliste. Mamă, încă un set. Hai băieții mei, pei. Deci, eroi, dacă observați... Ce zicea? Soul Forger in Battle. Ah, ok. Bă, hai că suntem pe ei. Bine, ne-au și bătut ei. Aici avem moralul. Fiți atenți și voi. Deci moralul lor nu mai este deloc. Au văzut că așa și au fugit. Gata. Ok. Your army, Soul Forger. Ok, hai să plecăm și am luat... Se pare că am cucerit și partea asta. Ha? Soul... No current construction. Nu l-am bătut încă. Hai să mai dăm un atac.
A, dar nu prea mai am soldați. Dar ia să vedem ce se întâmplă dacă atac iarăși. Încă sună un acest joculeț? A, păi deja-i bătusem zidurile. Hai că moralul lor scade. Sau trebuie iar să mă bat așa în continuu. Ia uite-vă ce înaintăm spre ei. Hai că îi rupem aici. Îi rupem instant ăștia, sunt prea puțin. Și nu cred că mai apucă să mai scape ăștia. Adică cred că sunt cam dus. Sau cam dus pe ciocodoasă. Nu o mai apucă sau să mai fugă. Gata, sunt toți morți ăștia. I-am spart. Ok, sunt tare curios să vedem. A, gata, nu o mai. I-am nimicit. Ok, l-am bătut. Și se pare că acum este teritoriul nostru. Confirm. Gata. Aici ne putem admin build recommend. Deci academie, battle, oho, ambasadă, tot. Collect. Ok, ia sunt tare curios. Ia ce e asta aici? Sunt foarte multe lucruri aici noi pe acest joculeț, care încă nu le știu, dar pun pariu că cu timpul o să le învăț. Aici ce se întâmplă? Aici îmi antrenez eroi oare? Aha. Cred că aici îți antrenezi eroi sau ceva de genul. Ia să vedem. Așa mă gândesc eu. Oh, și văd că poți să le folosești și super puterea sau ceva de genul. Boss, ia să vedem. Hai, bossule, dale. Ah, ok, ia să vedem. Move the... Oh, asta e bună. E bună, bună, rău. Ia, și asta tot la fel. Ce dă ea cu arcurile ei? Ce mă paci, fetili? Oho, și avem aici, am primit câteva cufăre. Ok. Victorie sau nu a fost un antrenament, a fost o bătălie, poate, cine știe. Ok, aici văd că avem un cufăr. Ok, ia, aici ce avem? Aici avem toți eroii noștri. A, și îl putem echipa cu diferite lucruri și putem să-i dăm rank. Promote. Ok, o să dureze 5 minute. Dar cred că este free acum, prima oară. Ok, este free. Hai să ieșim de aici. Close the window. Și am mai făcut un level. Sigur că da, domnii mei. Military exercise. A, este tot un exercițiu militar. Ok, dar n-am chef acum de făcut treaba asta. Uite, văd aici că am primit clear this chapter to get this reward. A, ok. Deci aici avem un reward, să zic așa. Hai să dăm battle. Da, deci v-am zis, joculețul pare foarte interesant. Dai cu bună ură. La spart. Sunt foarte puternici acești eroi. Ok. Dă-i fata mea. Dă-i cu arcul ei. Și aici avem bătaia cu bossul. Hai bă, bossule, că ți-o iei astăzi. Direct în amândoi. Acum trebuie să dea și asta. Bom. Și din nou am primit niște bonusuri. Așa. Hai să vedem ce am primit. Victorie, 3 coroane. Ca la Clash Royale. Ok, aici avem din nou Supreme Station. Hai să-l batem și pe ăsta și să vedem ce e de capul lui. Mai întâi trebuie să treci niște obstacole, să zic așa. Ca să te bați cu bossul. Încă nu știu despre ce este vorba clar în acest joculeț, dar să fiu sincer, n-am mai jucat de foarte mult timp un joc așa de strategie. Și chiar îmi era dor de la Clash of Clans, n-am mai jucat ceva de genul. Hai, fata mea, dă-i. Direct în cap, morți. Ia uite, aici avem bossul. Direct așa. A, ăsta e mort deja. Bossule,
Ugacilor, ataete, i-am bătut și pe ăștia. Ok, să nu n-a bine mai nimeni younger, aha. I-am amintit de când era în tinerețe. Și să vedem. Ok, gata. Curat și aici. Și avem un nou erou. Tutorialul este cam lung, văd, ok. Gata. Ia, aici ce avem? Aici avem admin quest, aici avem multe questuri. Aici sunt VIP-uri. VIP quest. Oh, uite câte am primit. Aici avem ceva de la sistem, probabil. Hero promoted. Aici avem eroii noștri. Aici avem un fel de inventar. Setări și probabil, da, aici putem, uitați, de exemplu, aici pot să vă caut pe voi. Și cred că vă... Și logic ar fi să putem să ne adăugăm și la prieteni unii pe alții, știi? Oricum, treaba asta trebuie văzută cum se va face. Ok, am făcut și level 5. Bă, o să mai joc și eu, o să văd ce se reușește să mai fac pe aici. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like pentru mai multe episoade, de ce nu? Sau cine știe când o să mai facem vreun episod. Nu uitați că în descrierea acestui video o să găsiți primul link unde aș aprecia enorm să apăsați și voi pe el și să descărcați jocul. Mă ajută foarte mult. Și nu uitați de giveaway-ul de pe Instagram. După ce ați descărcat jocul, trebuie doar să vă spuneți numele vostru din joc și să dați tag la doi prieteni. Foarte simplu și puteți câștiga $20, adică 90 de lei. Ceva de genul. Eu am fost Bria și noi sigur ne vedem data viitoare. Pa, pa!